Tesla investește 90 de milioane de euro într-o fabrică de baterii la Brăila. Nu vă gândiți la baterii pentru telecomanda de la televizor, este vorba despre o fabrică în care se vor produce baterii de stocare a energiei electrice, sisteme pentru zona rezidențială, comercială și industrială, inclusiv baterii pentru mașini electrice. Și nu întâmplător la Brăila, pentru că e o poziționare strategică și avantajoasă pentru Tesla Energy Storage, care poate aduce mai repede pe cale maritimă materia primă, iar ulterior să exporte mai rapid produsele realizate în fabrică. Majoritatea acestora nu sunt destinate pieței din România, ci vor ajunge în Orientul Mijlociu, Africa, Asia sau Statele Unite. Concluzia, mâna de lucru este mai ieftină la noi în țară, cu 200 de angajați la deschidere și posibilitatea de triplare în momentul de față, fiind în proces de recrutare pentru postul de director al fabricii. Veniturile viitoarei fabrici sunt estimate la 1 miliard de euro după ce Tesla Energy Storage a primit în anul 2022 ajutorul de la stat în valoare de 40,8 milioane de euro, în contextul investiției asumate a celor 91 de milioane de euro la noi în țară. Nu o să beneficiem noi de bateriile alea șmechere prea mult, dar măcar se generează noi locuri de muncă, ceea ce înseamnă taxe și impozite plătite către stat.